Doamna Ana, totuși ce cereți de la guvernare acum? De la guvernare eu cer numai una, ca să-mi așa după cum eu să scalică și să bolnavă, să fără un picior, eu cer ca să-mi dai posibilitate să pot avea și-mi trebuie... Ce-mi trebuie în viața asta? Adică condițiile da, de trai. Îmbunătățite. Da, îmbunătățite. Așa apartament aveți. Să am eu apă, canalizație și căldură, desigur. Iarna nu te joci cu frigul. Poate îmi spuneți vreo două cuvinte, că nu și vă învinovățește, doamna, pe dumneavoastră. Ce? Da. Bine, nu. Dar las mă învinovățească, domnule, uitați-vă. Uite, șterge dosul și a zvârli jos. Mănâncă, a zvârli jos. Aici e muscă, e taracan, veniți și vedeți la dânsa și ieși. Ajutați-o, oameni buni, eu invalid, noi nu putem. Cât putem noi să maturăm de urmă aici? Trăiți aici, locuiți aici sau pur și simplu chiar faceți curățenie? Trăiesc aici, trăiți, da. Și chiar și curățenii facem, pentru că trebuie și curat. Sunt tineri, sunt mai în vârstă, sunt copii, ca să mai iei pildă. Dar dacă asta ea spitrește întotdeauna, pentru noi e o greutate. Ajutați-o! Ce aveți în vedere să petrece? Asta nu, că dar ei faci. Vrei la WC-ul ăsta, nu-i petrecere, asta e... necesitățile omului. Aia, eu știu că este să necesitățile omului. Fără de asta e nu poate. Dar dacă e n-are viceu, n-are nic, da. Acolo, apă e la dânsa, e să faci în căldare. Ce-i vinovat femeia asta? Pur și simplu administrația raionului așa să uite. Noi nu suntem vinoveți nici vedeți noi. Vedeți cât de greu eu mă cobor. Vedeți. Noi nu suntem nici noi vinoveți. Dar din urma ei, nu strânge, că nu suntem noi uborșița ei. Așa-i. Până când o să faceți grevă foame? Eu am să fac grevă foame până atunci, până când n-am să văd că am toate condițiile de trai, ca la toți oamenii pe pământul ăsta și am să... Ce o să faci? Și atunci am să... N-am să fac nimic, n-am să mă jelui așa de mult, că n-am să am totul ce-mi trebuie mie. Înțelegeți? Ia ca și să am eu. Dar cine e doamna asta că v-ați spărie de dumnei? Aia asta ea? Nu arătați cu mâna. Nu spărie de fel de ei, tac și gata, ei numai... Totuși văd că... El are frate așa. Trotuarul acesta nu era, acum s-a făcut, da? Nu, ei erau, ei o asfaltat-o mai și... Apoi eu spun că de când am fost noi aici s-o... Da, s-o... ei o asfaltat și de atâta ei mai frumoasă. Mai vopsit sau mai... Da, și așa e îngăsare la bătaie, mai întâiază și crocodil de grabă și una și alta. Asta care e vecină? Aia asta și-a trecut acum? Nu, am în vedere care o sărit la bătaie. Și de acolo ea este una. Puteți să numiți cum o cheam? Cum o cheam? Dar nu mai știu eu să știu cum o cheam. Cum m-am interesat eu din umilie, oricaz, e de multe ori aici, așa de se declară, zic, stași acolo când m-ai trântea mușă în tine, zic, ai trântea. V-a amenințat, ori totuși o sărit chiar la bătaie? O sărit, nu a palit, că este cu sacul și cu mâna și ea, și așa ne-a pus în chef niște ochii, zic că asta vântul i-a luat întâmplător. N-ați dorit să apelați poliția? Nu vreți că au fost de multe ori, da? Au fost de multe ori poliția și eu m-am jaluit că excrementele a capitulat și n-am posibilitate să trăiesc aici. Dar el zice că, da, cine dă excrement? Zic eu. Dar ei s-a uitat, zici că eu, noi, un polițai din trânsă, zici eu am să vă ajut. Și așa o să continuați să aruncați, ori nu mai aruncați? Eu arunc, dar pe unii să arunc, de pe etajul 2, de-abia mă dau jos, cu vaite și oi și vai și mă ridic tot așa foarte greu. Pe etajul scările foarte înalte și foarte mai răle ca
Армакедону. Eu de Armakedon nu mă tem ca de scările este. Și nu e de strașnă că nu e. Noi într-o zi chiar vă telefonăm și totuși ne interesează cum casa ce e. În ce stare, cum v-au luat-o. O gardul, o luat florile, o tăiet copaci, e mulți copaci. Pur și simplu v-au mințit și v-au luat casa ce e, ori nu? Și ce-au făcut? V-au omegit și-au luat casa ce e. M-au omegit, desigur, mașănicistă e aferism. Asta e așa, e salion, e guzun, dar eu i-am dat 1300, că i-am mormântat singur pe părinții, am trecut la Dumnezeu. Și după 2 ani m-am cunoscut cu dânsa, dar e deoarecă-i pădurăriță, ne-a dus lemne uscate, s-a uitat și este și s-a lichit, zici că nu vreau, știi, asta e gospodărie. Da, dacă voi tot ați furat, de acum el nu-i gospodărie acolo. Dar de aici chiar Valentin, de voi cum m-a trimis în partea, m-a dus și au dus niște clienți șcap și ale lor. N-au fost de atunci. Am dorit că șcap cu oglindă și mi-a dus. Apășea la nunca, pe o zis. Și mi-au dus niște bulendri care pe lângă casă le purtam. Ia uite, asta ea. De la asistența socială, doamna Ana, răspundeți și aici ce vă întreb. De la asistența socială au fost după ce noi am filmat? Apu, a fost aici seara odată, dar la mine nu a mai intrat, Valentin. A fost aici și a vorbit și niște moate așa s-au adunat, niște guralivi. Una de acolo ea, de aceea, atâte, și baba aceea. Și că așa, câinga, vai de capul, e cât e strânge acolo, cât cânjine e strâns. Că eu am rugat când puneau asfalt să-i toarne și mie acolo e asfalt și perească, ca să nu se vadă asta tot cald. Eu nu pot, eu mă ud ca tătul lumea, dar ce să fac dacă așa ne-i dat la toți oamenii să ne udăm. Și v-au îndeplinit totuși dorința? Și nu am îndeplinit nimica, nici o dorință nimica, tihă, e spăcoină. Am fost la centru social, mai la altă ieri Ana m-a adus una din Colicăuți, m-a adus e pe mine acolo în vara на сегодня укороченный день. Ну, говорю, я не успела, не имела транспорт. Что я виноватая? Да, когда ты спос, винере я... ора, сымбатурчи. Яра винере яра. Винере пиловара дома, модус. Я тащи, что пи урмы, я стою я. Декума я его испуни, я язык. Дайте меня туда, в этот азил, и не будете иметь замороку со мною. И скопайте, видно. Totuși, țevile acestea sunt departe de apartamentul dumneavoastră, da? Ca să vă trag condițiile astea, să vă îmbunătățească. Cine aveți în vedere ce vedeți? Țevile astea, trubile astea, cum se spune. Da, păi ia că ele sunt ferească. Aha, nu sunt departe, îmi pare că departe undeva. Și apa și gazul e foarte tot aparte. Numai că... Tot depinde de administrație, da? Soția din nu vreau să dă canalizare. Aha, ei nu vor să dea. Nu vor, doamne ferește. Ei au privatizat și au ridicat nasul sus, eu, gata, n-are nimeni nică cu dânsul. Gata, eu, s-a terminat toată vorba. O bucățic și o mănânc. E poate să aducă aici o boală nenorocită. Doamne, ei trebuiește un asistent social numai decât. Nu, asistentul este. Este o copilă, a venit și a făcut ce a făcut și i-a s-o dus. Dar ei trebuie cumva luat la un azil undeva. Fără de probleme, fără de nic, vine iarna. Nu știm și iarna, poate și o iarnă grea, poate și o iarnă mai ușoară. E foc n-are, e apă n-are, e viceu n-are, e nică n-are. Acum, oameni buni, noi cât putem să strângem de urmă aici? Poate și dumneavoastră ne ajutați și pe noi ca să ne adresăm totuși la administrația raionului. Cât se poate de... Cât se poate noi strângem de urmă aici? Poate domnul președinte raionului să aducă aminte totuși când se duce dumnealui la viceu, să aducă aminte că poate cineva vrea la viceu, dar nu poate să... N-are unde. N-are unde. Ia că acum. Poate așa vom încerca ca să... Nu, facem. Asta, ia că întrebați-o și pe dânsa, las să spui și e. Eu ia că la mine am. La vara. Ce-o făcut ea aici, cum și... Da, să vă ajut. Nu, lăsați că eu singur. Mă uit așa curățel aici. Păstrăm, dar e fașerăs. E fiști masor. Oare că noi suduiem pe dânsa? Bună ziua. Bună ziua. Sunteți o vecină, doamne, da? Ana. Pui, mă duci, hai de acolo, la gândi. Ia, trebuie să mă duc, eu sunt o ucidoală, trebuie să mă ucizi pe mine. Asta dumneavoastră s-o plânsă, dumnei. Dar cum să-i fac altfel? N-am ucis-o. Dar e puteți să plâni. Era cât de ești, nu știu, e aici. Dar nu facem gălăgii, poate lumea se odihnește. Nu, 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 dar știi, e nevăzumoasă, cum asta spui? S-o ridicat și-o pus, m-a scuzat și șterge și oricum, noi strângeam, noi mătram,
să îngrădim. Normal, normal, am grijit cu dânsa foarte frumos. Suntem cum asta, Susana. Bine, haideți să vedem totuși condițiile. Aici, da? Ce aici? Ce mai puteți să vedem? Pune jos. Aici? La dânsa ia ca liniște. Așa întuneric totdeauna? Așa e așa, totdeauna. Ia ca aici e. Dar când s-a zvârli, tăt e acolo și tăt. Doamna Ana ne-a dat permisiune ca să totuși să arătăm cum locuiește, așa că... Vin în coară! Ei ne-a dat voi! Bine, mai mult nu arătăm, am văzut. Gândași, ne-am tăracani, ia-ți... Nu, 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 nu știu ce are aici, e mușul. Ia să ne plimb, o podiezi băieți. Hădiți afară ca să nu strângăm, pur și simplu. Nu, eu nu mă duc când am, eu mă sun sus la mine. Ia-s-te. Bun, vă mulțumim. Păi asta. Da. Că dacă ar putea, s-o iei, s-o ajuți, cât sâmblam noi din urmă aia asta strânsul. Aia asta nu-i cu ud, aia asta s-a fierce căcat, eu nasul ne-am... Nu ți-ai mai șters tu aia nasul, ștergi, știm noi și faci tu. Noi știm și faci tu. Bine, am înțeles situația. Ești împotrivă. Care e împotrivă? Să te ajute. Desigur că, da. Să te ajute. Noi pentru tine să te ajute. Noi mai mult nu putem strânge din urma ta. Cum am grăit cu tine frumosul. Aia asta ar trebui să mergeți la Sadoveanu și să mergeți la Hnatiuc și eu să mergeți la primărie, dar nu ne spuneți. Ce eu îți spun și doamna a declarat greva foamei până nu s-o ajute, așa că sper că totuși de la... E greva foamei? De atâta i-a zvârlit și pielemeni și ouă și mără și pătlăjit. Nu, de astăzi a început greva foamei. E de azi? Păi, eu stat rău de la aceea, ne-a tașit cât de tare am vărsat eu. Da, doamna Ana, dar nu aruncați, vedeți... Acum așa? Așa văd că în apartament cât puteți faci curățenie, așa ca pentru matale se poate de făcut cumva. Asistența socială totuși, ne ducem să vedem la dumneavoastră. Și cum vă plângeți dumneavoastră? Și partea asta, da? Plâng cum pot din suflet, dar eu rusește mai bine scriu, da? Acolo... Dar pe ce n-ați scris în limba rusă? Că acum poate două... În limba rusă scriu, eu nu pot în mod domnească normal. Doamna Ana...